explica ile Simonei Halep după victoria chinuit de la Miami, împotriva locului 98 mondial, a fost un meci nebun. Nu am știut unde trimite mingea. Istovit după mai multe schimburi grele din timpul meciului, Simona Halep a explicat motivele pentru care a fost la un pas să piardă meciul cu francuzoaie Caucane Dodin, locul 98 VTA. Am avut multe meciuri dificile, sunt obi subliniere nuit. Am vrut doar să rămân concentrat sublinierei la final am că subliniere tigat. Am luptat până la final sublinierei acesta este lucrul cel mai important. Este greu să joci împotriva unei astfel de jucătoare, pentru ce love subliniere te foarte puternic sublinierei nu subliniere ti unde vine mingea. Am încercat să fiu puternic pe picioare, să lovesc mingea sublinierei să o fac să se mi subliniere te mai mult, pentru ce avea probleme să lovească mingea din alergare. A fost un mec nebun, nu am subliniere tiut unde vine mingea, a trebuit să rămân concentrat pentru fiecare punct, să fiu atent la fiecare lovitura ei. A fost foarte greu, dar sunt fericit ce am că subliniere tigat. Tare. Radvanska, va trebui să fiu mai agresiv ca azi, să jesesc unghiuri, să o împing în spate, să deschid terenul. Acesta este planul pe care trebuie să le aplic, dar nu subliniere ti niciodată, fiecare meci este diferit, fiecare meci este greu dar voi fi pregătit să joc subliniere i sper să că subliniere tig, a declarat Halep, după partida cu Dodin. Simona Halep, locul 1 VTA, a învins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5, pe francuzoaie Caucane Dodin, locul 98 VTA, prezent pe tabloul principal în calitate de lucky loser, în man subliniere a doua a Miami Open. Halep a cerut două intervenții medicale în meciul cu Dodin, pentru probleme musculare în zona gâtului. În plus, i-a cezut în decisiv subliniere i-a acuzat durerii sublinierei la gleznă. Halep, 26 ani, principala favorită a competiției, subliniere i-a asigurat un cec în valoare de 47.170 $ sublinierei 65 de puncte VTA, iar în turul următor o va înfrunta pe poloneza Agnieszka Radwańska, cap de serie numărul 30, care a dispus la rândul ei 6-3, 7-6, 7-4, de belgianca Alison Van Uytvanck.